Bună dimineața! Să vedem pe aici, trebuie să aduc miere. Ia. Gata, am completat aici. Aveam 4 borcane lipsă. Adică ce am vândut. Ia să vă arăt eu ceva aici. Uite ce am făcut. Deci, un telefon care... Uite, am avut dată drumul la căldură din aplicații. Cât s-a făcut? De-abia 9 grade, vă. De-abia 9, vă. Un telefon care l-am avut eu mai nefolosit așa, uite ăsta. Și vă arăta cu ce fac. Ia. Am prins suportul ăsta aici. Și pentru că am luat aplicația asta, unde e? Uite aici. Ia să vedem. Se conectează? Gata, s-a conectat. Man! Uite ce că nu se vede. De ce nu se vede? Uite, am să dăm aici mai pe lumină. Uite așa. A? Și ne arată aici frumos așa. Deci, uite, am prins aici cablul ăsta, că nu știu cât o să mai țină bateria la telefon. Cât are? 50%. Starea de încărcare, deci cât avem acum? 87 în baterie. Energie 21, 22 de kW aproape. Autonomia 185. Mă rog. Ce mai avem aici? Kilometrajul 2700. Temperatura de afară minus 1 grad. Temperatura baterie 2 grade. Starea de sănătate. Ia uite, a mai scăzut sănătatea mea. Aolo, cu bateria asta. Perea 96,83. Acum e 96, într-o zi m-a scăzut. Deci era 83 aici, așa cu 82. Ma. Bun. Și asta va sta aici telefonul, uite așa. Vedem consumul instant. Uite aici, consumul instant. Viteza, distanța călătoriei. Ah. Distanța cât o să merg acum, nu? Chitanțierul. 2000, se vede invers acum. 2022-2023. Și am trecut pe 2024. Prima factură pe anul ăsta, vă sunt bucuros. Abia acum, vă, în sfârșit. Prima factură, e-factura. Am încurcat-o cu e-factura. Nu vă arăt aici datele. Trebuie să fac și eu prima facturică la o firmă. Sunt bucuros tare de tot, mă, n-am vândut nicio factură, n-am dat, mă, până acum, vă dați seama. Jumatea lunii, mă. Adică cam așa dau o factură sau două pe lună. Atât avem. În rest, dau și un borcan la o bătrânică, un borcan colo, unul colo. Bă, merge greu de tot vânzarea. Merge greu de tot, nu știu ce se întâmplă. Gata, îmi fac facturica aici, că mi-e pogreșesc. Atât am trebuit. Am greșit una odată, am încurcat-o. Am greșit aici datele, am trecut datele de la altă firmă. O să mai greșește și m-a chemat, face că ce-ați făcut, domnule, mi-ați făcut factura? Zic, da. Păi și ce firmă ați trecut acolo? Când m-am uitat, au zis că am greșit. Am anulat-o pe aia, am... Băi, să mai greșește în viața asta. Că dacă una e să faci zi de zi factură, una e când faci una la o lună, na. Am greșit-o. Trebuie să fiu atent să nu greșesc. Gata, opresc aici filmare. Gata, am pus pauză acolo. Am făcut și factura și chitanța. Nu vă arăt datele firmei. Stăm piluța și băgăm aici. Prima factură pe 2024. Gata, vă, tată. Îi pun în chitanța aici. Capsatur. Și capsăm aici chitanța de factură.
Gata. Și mergem să ducem miere. Băi, eu nu-s băia rău, eu vă spun și vouă. Vă spun un mare secret. Firmele care, firme mari, nu de-astea micuțe, ei mai au niște mese acolo, festive, de ale lor, protocoale, ei știu ce au acolo. Și au nevoie de... Adică, una e când cumpără cineva un borcan de miere de la o firmă. Vrea și el un borcan de miere, îi dai un borcan de miere. Dar dacă vrea să ia pe firmă, ca să aibă acolo la mesele lor sau ce fac ei acolo, au nevoie de factură. Și atunci le dau factură, tata. E simplu. Dar trebuie să alergi, nu poți să, dacă stai acasă nu reușești să faci nimic. Ați înțeles că ei bagă cheltuiala pe firmă, dom'le, au acolo de cumpără, eu știu, și cafea și poate și de mâncare, ei știe ce e acolo, că nu știu eu ce cumpăr acolo. Dar e important că dacă Costin le propune miere, da, dom'le, aduce și niște miere, aduceți aici două baxuri de miere. Și gata, tăticule. Deci, dar ne dai factură? Dăm facturică, tată, cum? E-factura. Vedem ce facem cu e-factura. Așa, banii după mierea asta trebuie să plătesc curentul. La luna ianuarie. Că am consumat curent cu springul. Oricum, ies mult mai bine. Dai să vină facturica luna asta, dar ies mult mai bine. E cam cum am făcut eu calculul. Acum... o să vedem, practic, cât o să plătesc. Dar, bă, și la jumătate dacă ies, pentru mine contează. Normal ar trebui mai puțin de jumătate, da. Mă, zic jumătate din cât consumam cu Passatul ăla. Adică știți că la ăla rătam, la Peco, când mă duceam, băgam de, la două săptămâni, 200 de euro, de 500 de lei. Bă, zi 500 să dau la curent, na, maxim, dar n-am cum să dau 500, eu zic că un 300 de lei dacă dau, 350, na. A, bine, și cu curentul care îl consum eu acasă, fără mașină. Care ăla n-ar trebui să-l pun, că ăla oricum îl consumam. 200 și ceva de lei tot consumam. Dar m-am scos bine cu mașinica asta. M-am scos bine. Acum sper să și meargă, să vedem cât o să mă folosesc de aia. Așa că v-am dat ideea, care băiat isteți, a înțeles. Firmele mari au nevoie de factură, tată. Deci ei cumpără miere, ca să poată să scadă cu ea, are nevoie de factură. Orice cheltuială la o firmă, el trebuie să aibă factură. Deci nu poate să ia la negru, cum se zice. Adică și în piață, dacă se duce să cumpere, preferă să știți că... dacă are nevoie, să zicem că chiar vrea să ia miere, nu poate să ducă să cumpere din piață de la ăla, de la tarabă, că ăla nu-i de factură, tată. Și dacă zice, domnule, aș vrea și eu 10 borcane de miere, ăla zice și le dă banii și la revedere, nu? Nu, el are nevoie de factură ca să scadă pe firmă. Orice cheltuială trebuie să fie justificat. Și atunci are nevoie de factură. Îi dă factură, tată, asta e. Vedeți cât de simplu e? Dar trebuie să alergi. De-aia zic și tot vă spun. Alergați, tata, nu stați în casă și ziceți nu se vinde mierea, nu se vinde. Păi dacă stai în casă și nu alergi, păi nu se vinde. Că nu pleacă singură mierea să se vândă. Trebuie să o duc eu. Să mă duc eu, să mă descurc eu. Da? Asta e. Ce să zic? Și nu că sunt eu isteț acum, mă dau eu isteț. Sunt alții mai isteț ca mine. Eu i-am și văzut, ochii mei i-a văzut pe traseu. Pe am dat apicultor cu vin de zdravă în tată, deci eu sunt mic copil pe lângă ei. Știu unde vin, dar nu mă bag peste ei. Bă, i-a dus capul, bravo lor. Mie nu place să mă bag peste altul, adică dacă am găsit pe cineva într-un anumit zonă, într-un punct acolo unde văd că vinde, nu mă bag peste el, tată, trec pe acolo, salut, dacă vrea să mă salute bine, dacă nu, nu, mă duc în altă parte. Dar am dat de băieți mulți mai esteți ca mine, care vinde mult mai bine ca mine. Bravo lor! Acum, vând și eu cum pot. Asta e.
poste, vă spun clar, a trecut jumătate de lună și la mine asta e prima factură, adică dau și eu mai bine, uitați aici, baxul se vede în spate. Am pe un bax 8 bucăți, pe lantul încă 8, adică e altceva când dai așa cu baxul. Când vin cu borcanul, parcă nu se alege nimic de banie. Mă duc în oraș, adu-și mie două borcane de mire. Dai două borcane. Mă duc și eu mănânc ceva, mai cheltuiel de-astea, nu faci nimic, parcă. Aia când vii cu baxul, parcă e altceva, tată. Sper să dau și eu anul ăsta. Dacă dau două facturi pe lună, dacă reușesc să vând, că eu aș vrea să vând mai mult, dar nu, nici eu nu am unde. Ar fi tare, măcar două facturi pe lună să dau și eu așa bune. Vom vede ce va fi. Și apropo, dacă dintre cei care văd filmulețele mele cunoașteți o firmă sau poate aveți o firmă care montează panouri fotovoltaice și sistemele astea, invertoarele astea, da? Contactați-mă, că m-ar interesa să văd cum e, cât costă, cum... Dar... Nu, 3 kW, 4, că nu aș vrea mai mult. Adică mă interesa pentru mașină, ca să o încarc și eu. Că am dat Opel-ul. Am dat Opel-ul. Mamă, cu o grămadă de bani l-am dat. De unde? Cu 1200 de euro. A rămas în cont, că mi-a băgat în cont la bancă. 1200 de euro și am dat 4500 pe mașinica aia. Ia am dat-o, ia mă, 1200 de euro, ia. Și să văd cum fac, poate aș pune niște panouri de alea, nu știu ce mă gândeam. Așa că dacă sunteți în domeniu ceva și îmi dați un sfat, vedem ce o ieși. Bun, sănătate și numai bine. Gata, am dus mierea. Hai să vă zic surpriza. Deci, când am dus mierea acolo, ia uitați, au cumpărat și angajații, mă, păi ce n-ar mânca miere, una, două, trei, patru, cinci bucăți, a? Frumos? Gata, a mers treaba brici. Au, ce bine stai aici, mă, știți unde am ajuns? La Oscar, mă, tată, dacă am vândut miere azi, mănânc la restaurant. Eco, tată. 74 eco. Mănânc și eu la restaurant, măcar când am vânzare mai bună. Nu prea. Ce aveți la meniu? Ciorbă de pui, ciorbă de capul cu zeamă de varță. Ciorbiță de pui. De pui? Dar e supă sau? Ciorbă. Aha. La fel de aia avem iahnie de fasole cu cărnați și salată de murături. Ok, asta. Iahnie de fasole cu salată. Okay. Gata. A venit ciorbița. Ciorbiță cu carne de pui. Aici da ardei, bă, tăticule. Mănânci ardei aici cât vrei. Și pâine păsăturată. Poftă bună și vouă. Și felul 2, fasolică. Ce avem aici? Varză. Murături. Și a venit și desertul.
Dar nu știu ce e aici, ia să vedem. Prăjitură așa. Foarte bună.